Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! O descoperire arheologică incredibilă în Iran, ținută în secret timp de mai mulți ani, a fost făcută complet întâmplător în primăvara anului 2018, atunci când au fost găsite sarcofagele a trei regi extraterestri Anunnaki, care aveau corpurile intacte. Alături de ele au mai fost descoperite și o mulțime de manuscrise misterioase. Cel puțin, dovezile sunt incontestabile, deoarece se pare că vechii sumerieni au avut dreptate tot timpul. Nu departe de sarcofage s-ar mai fi descoperit un oraș subpământean și o mulțime de cărți misterioase. Într-unul din sarcofage s-au găsit 5 cărți, precum și o hartă misterioasă despre care se spune că ar conține informații de strictă confidențialitate. Despre cărți se crede că acestea ar conține informații nu doar despre cultura și istoria oamenilor de pe pământ, dar și despre tehnologia folosită de strămoșii noștri. Această descoperire a avut loc în primăvara anului 2008, iar dacă știm ce s-a întâmplat, se datorează mass-mediei ruse. Acest lucru se întâmplă în Iran, o țară destul de izolată pentru lumea occidentală, dar care are relații bune cu Rusia. Deși această descoperire a fost ascunsă până astăzi, am reușit să aflăm ceea ce a publicat presa rusă, și anume faptul că descoperirea a fost făcută întâmplător atunci când se săpa solul pentru a construi fundația unei case. Apoi a fost găsită o încăpere care conținea 3 sicrie și după săpături mai adânci au ieșit la suprafață rămășițele unei civilizații antice și ruinele unui oraș. După stratul în care au fost găsite, dar și după artefactele din interior, arheologii au stabilit că monumentul și orașul au fost construite cândva între 10.000 și 12.000 de ani în urmă. După publicarea unor informații în presă, autoritățile iraniene au anunțat că ruinele au o vârstă de doar 850 de ani vechime, care evident nu corespunde situației de fapt și este din nou o minciună oficială. Dintre cele 3 sarcofage găsite în încăpere, există dezvăluiri doar pentru primele 2. Nu știm nimic despre cel de-al 3-lea sarcofag și conținutul său. Din înregistrarea video este foarte dificil pentru a determina înălțimea individului, dar totuși acesta pare a fi foarte mare. Purtând o coroană, acest lucru sugerează că el a fost suveranul orașului. Există monede de aur plasate pe ochii regelui, care este un obicei ce aparține antichității. Astfel, se mai spulberă încă o dată minciuna oficială că ruinele ar fi din secolul al XII-lea. Sarcofagul regal pare să fie căptușit cu aur sau cu un metal asemănător aurului. Conform tăblițelor sumeriene, înainte ca oamenii să preia stăpânirea pământului, noi nu eram altceva decât niște brute care rătăceau fără țintă. De aceea au sosit Anunnaki și au hotărât că trebuie să fim modernizați. Ei și-au combinat ADN-ul cu cel al strămoșilor noștri pentru a crea arhetipul persoanei moderne, muncitorul ideal, și ne-au forțat să lucrăm zi și noapte, să săpăm după fiecare uncie de aur și mineral pe care puteam pune mâna. Au părăsit pământul la scurt timp după, dar legenda spune că se vor întoarce atunci când vor rămâne fără aur. O descoperire incredibilă a fost făcută în urmă cu aproximativ un secol. Într-o peșteră ascunsă adânc în pământ se află mai mulți uriași antici aparent în viață într-un fel de capsule de hibernare. Astfel de giganți în stare de hibernare se află ascunși în încăperi subterane aflate peste tot în lume, fiind menținuți în această stare de mii de ani. Cory Good susține că a văzut uriași adormiți într-un fel de capsulă. Istoria umanității este extrem de complexă. Ne-au făcut să credem că singurul canon posibil este ceea ce ne învață. Cu toate acestea, este imposibil să negi existența ființelor gigantice din vremurile străvechi.
Cory Good spune că a petrecut decenii în mai multe operațiuni și programe spațiale secrete ale Guvernului Statelor Unite. În acea perioadă au asistat la multe evenimente ciudate, a vizitat locuri despre care nu știa că există și care erau inaccesibile oamenilor obișnuiți. La momentul dispariției, această civilizație avea o tehnologie capabilă să modifice trecerea timpului. Ar putea să treacă mii de ani, dar pentru ocupantul capsulelor ar putea trece doar câteva minute. Cu mai mult de un secol în urmă, o societate secretă a descoperit o peșteră ascunsă sub suprafața Pământului. În interiorul peșterii au fost găsiți mai mulți giganți aflați în viață, dar într-o stare de stază. Am putea crede că știm adevărul despre istoria antică a Pământului, dar nu este așa. Un om din interiorul sistemului care cunoaște secretele ascunse din guvern, pe nume Cory Good, susține că a petrecut 20 de ani în programele spațiale secrete și operațiunile guvernamentale sub acoperire. În această perioadă, el a asistat la o multitudine de evenimente extrem de bizare și a vizitat locuri de care noi nici nu am auzit măcar. Unul dintre cele mai interesante locuri a fost o cameră subterană în care giganții antici erau ținuți în stare de animație suspendată încă din timpuri imemoriale. Potrivit lui God, camera a fost construită de către o rasă antică de constructori, iar giganții hibernează de atunci în acest fel. Mai mulți dintre acești uriași sunt păstrați în interiorul unui înveliș de cristal, într-o stare de moarte aparentă. La momentul dispariției lor, această civilizație poseda capacități tehnologice care depășesc cu mult capacitățile noastre. Această cameră este dovada progresului lor. Tehnologia lor de cristal putea modifica fluxul timpului. 30.000 de ani puteau trece, dar pentru ocupanții capsulei de cristal e ca și cum ar fi trecut doar 30 de minute. Tehnologia pentru a crea și a menține aceste adevărate bule de timp este un lucru la care oamenii aspiră într-o bună zi, dar conform relatărilor lui Good, această tehnologie a fost prezentă pe Pământ în urmă cu mii de ani. E tehnologia pe care mulți și-ar dori să pună mâna. E tehnologia multidimensionalității. Încăperea secretă a fost descoperită încă din secolul al XIX-lea. Înaltă de 30 de metri, a fost acoperită cu un fel de material negru. Peste tot se află inscripții într-o străveche limbă necunoscută, dar care a fost până la urmă descifrată. Pe podeaua încăperii se mai află și trei sarcofage în formă de Y. Între cele trei sarcofage există un piedestal în formă de cub care are o matrice de cristal albastru strălucitor, fiind conectată și suspendată cu cele patru colțuri ale încăperii, asemenea unei pânze de păianjen. Good pretinde că acest cristal e responsabil pentru crearea și menținerea bulei de timp. În cele trei sarcofage mari se găsesc trei ființe foarte înalte, cu bărbi roșiatice și pielea albă. Dar misterul se adâncește. Umanoizii giganți din sarcofage abia încap acolo. De aici s-a dedus ideea că această încăpere misterioasă a fost construită inițial de către alte ființe, iar uriașii erau doar intruși. Ei pur și simplu au profitat de antica tehnologie înaltă. Nimeni nu știe cine au fost sau de unde au venit acești uriași, dar Good susține că există nenumărate camere subterane de genul acesta peste tot pe planeta noastră. Există camere în care tehnologia a eșuat, așadar giganții au murit deja. Good chiar a furnizat dovezi vizuale care să susțină pretențiile sale. Dezvăluirile lui Good, deși incredibile, ridică câteva întrebări în ceea ce privește legitimitatea, cea mai omniprezentă dintre ele fiind aceasta. Putem avea încredere în el? Unele dintre dezvăluirile sale par a fi verificate de descoperirea mai multor schelete uriașe peste tot în lume.
Ori de câte ori este posibil, aceste descoperiri au fost ținute secrete sau suprimate de către autorități. În afară de un videoclip, Good nu are alte dovezi care să susțină pretențiile sale. Potrivit acestuia, camera din interiorul peșterii a fost realizată de către o rasă antică de constructori, iar giganții hibernează de atunci în acest fel. Mai mulți dintre acești uriași sunt păstrați în interiorul unui înveliș de cristal, într-o stare de moarte aparentă. Știu că pentru mulți toată această relatare ar putea părea o exagerare, dar ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor dezvăluiri și să nu le luăm în râs. Același Good mai susține că acești giganți sunt gata să se trezească. Dacă ar fi adevărat, atunci ce s-ar putea întâmpla? Descifrarea adevărului din spatele acestui lucru pare să fie singura modalitate de a ne afla adevărata geneză după tot acest timp. Ce secrete vom descoperi aici și ce răspunsuri vom primi de fapt? Numai timpul ne va spune. Această descoperire uimitoare va avea, sperăm, răspunsuri la toate aceste întrebări și la multe altele. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!